Desigur, nu puteam să încheiem emisiunea fără să-i auzim pe specialiștii noștri, oamenii lui Răzvan Anghelescu. Astăzi, o întrebare grea. Fiți atenți? Fiți atenți! S-ar putea să nu știți. Câte laturi are un cerc? Haideți, haideți, măcar de la oamenii ăștia să mai învățăm și noi ceva, dacă pe o carte nu mai punem mâna. Vax populi! Câte laturi are un cerc? Cercul este... Să-mi aduc aminte. Câte laturi are un cerc? Un cerc? Pe cum? Trei. Dacă e un cerc rotund sau... Rotund, cerc rotund. Câte laturi? Pe... Decât... Cum? Cum să vă spun eu? Nu le știu pe asta. Haideți să ne gândim. Patru, parcă. Patru are un cerc. Vi-l imaginați așa? Exact. Cum arată? Ia, dacă puteți să ne desenați în aer așa. Un cerc. V-ați gândit vreodată la așa ceva? Nu. Cât ar putea să aibă dacă vă gândiți? Nu m-am gândit. Cum v-ați dat seama care e patru? Cum ați făcut? Vi l-ați imaginat sau... De la școală. Da. Cum vi se pare întrebarea? Grea, ușoară? Nu prea a fost grea, dar am stat și am realizat cum ar veni. V-ați imaginat cercul? Da. Și am că are patru laturi, da. Trei laturi are un cerc. Da. Cum l-ați desenat? Ia, desenați-le așa în aer cercul. Așa. Asta e cercul. Da. Ce formă are cercul? E pătrat, triunghiular, dacă îl puneți drept, vine deci pătrat. Cum ați văzut dumneavoastră cerc pătrat? Triunghiular. Ori e cerc, ori e pătrat. Mai desenați odată. Rotund, vedeți? Patru. Cum vi se pare în întrebarea asta cu cercul? Grea, ușoară, cum... Grea pentru un copil de... Am grea pentru clasa întâi. Când ar trebui, doamne, să aflăm laturile la cerc? Mai târziu, mai... Nu știu. Patru, să spunem. Patru laturi ar avea un cerc. Cum mi se pare întrebarea asta? E grea, ușoară pentru... Cum vedeți întrebarea? De când am terminat eu școala de-acu... Haideți să ne mai gândim o dată. Câte laturi are? Dacă e rotund, pe cum vine... Așa, corect, da. Și câte laturi are? Pe tot patru ar veni că... Cum îl desenați din patru? Bă, dacă deci... dintr-un patrat puneți așa, vine mai multe. Da, trei. Am trei ar avea. Cât ar putea să aibă? Are 90 de grade. Cât are? 90 de grade. Câte laturi are, domnul? Laturi, nu știu. Un cerc. Haideți să ne gândim. Nu știu. Cam câte ar avea? Cam patru laturi, spuneți? Patru. Patru. Vi-l imaginați așa, cercul cu patru laturi? Adică puteți să-l vi-l imaginați? 1, 2, 3, 4. Câte laturi credeți că are în cerc? Trei, cred că. Trei ar avea. Vi se pare o întrebare grea? Vi se pare o Nu e grea. Poate fi băgată la clasa întâi sau e prea grea totuși? Cum vedeți întrebarea asta? Nu e prea. Poate fi băgată la clasa întâi? Poate fi.